Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Astăzi vă spunem ce se întâmplă cu Irlanda ultracatolică la 3 ani de la legalizarea avortului, dar și ce rol a jucat Biserica Catolică în interzicerea avortului în Polonia. În Spania, 86% dintre avorturile sunt făcute în clinici private din cauza obiecției de conștiință a medicilor din rețeaua publică. Poziția față de avort împarte lumea în două. Sunt multe tensiuni, dezbateri, declarații. Cum se poziționează lumea religioasă este un alt subiect important care merită comentat. Rămâneți cu noi! În cei 3 ani de când în Irlanda referendumul național a legalizat avortul, angajamentul creștin în această problemă s-a schimbat și s-a divizat, în special în mijlocul răspunsurilor conflictuale la COVID-19. Acum, legea avortului din țară este revizuită de guvernul irlandez. Un lider important al Institutului pentru Viață, un institut neconfesional, a declarat că această revizuire trebuie să examineze faptele reale ale regimului de avort. Nu vrem o văruire a realității. Poporul irlandez merită o evaluare sinceră, a spus acesta. Potrivit rapoartelor oficiale ale guvernului, numărul de avorturi care au loc din 2018 se ridică undeva la 13.243 de cazuri. Comentăm astăzi cu pastorul Nicu Ionescu, aflat în studio aici lângă mine, și cu pastorul Ovidiu Băluță, conectat cu noi prin Skype. Bine ați revenit la Lumea Religioasă, pastore Nicu Ionescu. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Bine ați revenit la Lumea Religioasă, pastore Băluță. Mulțumesc, sărut mâinile. Așadar, cum am putea explica în cei 3 ani de când în Irlanda referendumul național a legalizat avortul? Am spus că cumva peisajul religios s-a divizat. În ce sens simțiți că s-a divizat? Știrea cumva plasează totul în contextul pandemic, această divizare și această schimbare cumva a reacției publice. Se modifică reacția publică pe fondul acesta al pandemiei. Acum oamenii ies în stradă și încearcă să atenționeze cumva că direcția aceasta în care merge țara lor nu este cea mai bună. Manifestații care sunt pro-viață și care cer guvernului să revizuiască legile care timp de 3 ani de zile au plasat cumva avorturile într-o zonă legalizată. Reacția aceasta este interesantă, tocmai pentru că se pare că această pandemie face ca să apară tulburări și schimbări de opinie din ce în ce mai multe și pe toate planurile. Oamenii stau, analizează ce s-a întâmplat în ultimii ani, văd ce se întâmplă acum, se repoziționează. Irlandezii ies în stradă. Vor cumva să apere viața și vor să interzică pe cât se poate ca avorturile să fie legiferate. Cum vă explicați, pastore Nicu Ionescu, divizarea? Impactul religios, această componentă a Irlandei, care este catolică ca și orientare creștină, își spune cuvântul, este foarte clar. Toate statele care au în majoritatea lor
cetățenii care au religia catolică au fost foarte conectați la poziția oficială a Bisericii Catolice cu privire la avort, care a situat pe fiecare credincios în fața acestei poziții, în fața acestei orientări, de la care, sigur că da, dacă vrei să fii un bun credincios catolic și să păstrezi valorile Bisericii Catolice, trebuie să îți exprimi categoric orientarea în acord cu Biserica Catolică. Eu cred că este foarte bine ca să scoatem în evidență faptul că creștinismul este pentru viață și că această abordare lejeră a legalizării avortului și scoaterea avortului în afara acestei atenționări a faptului că este un lucru rău, că este un lucru imoral, că este un lucru împotriva vieții, trebuie să ne mențină vigilenți și treji. Societatea irlandeză a trecut prin această situație și și-a dat seama. Acum vedem că oamenii se polarizează. Au văzut cât de mari pot fi consecințele, mai ales atunci când vorbim despre faptul că Irlanda a ajuns să fie lider mondial pentru furnizarea serviciilor medicale pentru avort, chiar și la nivelul medicului de familie, care oferă niște pastile și avortul nu mai are loc într-un cadru asistat medical, nu? Și lucrurile acestea conduc la foarte multe lucruri, foarte multe aspecte periculoase. Nu doar faptul că cineva, o femeie, este liberă să decidă ce să facă și vin cei care susțin această libertate, această posibilitate ca să iei în cunoștință de cauză și pentru tine niște decizii, și nici cealaltă variantă, nici cealaltă parte, ca celălalt pol în care, iată, vin militanții foarte aproape extremiștii care sunt împotriva avortului și care, iată, creează demonstrații, creează valuri, creează opinie. Asta este societatea irlandeză la momentul acesta. Este divizată între cei care sunt pro-avort și cei care sunt anti-avort. Deși legislația, iată, că a fost schimbată în favoarea avortului de câțiva ani încoace. La polul opus se află Polonia. Polonia de asemenea catolică. Mergem așadar în Polonia. În Polonia au fost înregistrate manifestații cu ocazia împlinirii unui an de la decizia Curții Constituționale care a interzis avortul. Organizația Avort Fără Frontiere, care ajută femeile din țările europene în care avortul este ilegal sau foarte restricționat, a declarat că a ajutat 34.000 de femei poloneze să avorteze după decizia Curții Constituționale. Țări precum Cehia sau Belgia sprijină așa zisul turism pentru avort. Ne spune mai multe pastorul Claudiu Țepuș. Medicii care fac avorturi riscă pedepse de până la 3 ani de închisoare în Polonia. Decizia Curții Constituționale a Poloniei privind avorturile a adus la proteste de amploare în țară și la avertizmente din partea Uniunii Europene, care a cerut Poloniei să respecte drepturile fundamentale ale femeilor. Ministrul belgian al sănătății și ministrul egalității de gen au anunțat un grant de 10.000 de euro pentru finanțarea grupului Avort Fără Frontiere, o inițiativă comună a 6 organizații care ajută persoanele care nu pot face avort în Polonia. Oare această inițiativă este în beneficiul vieții sau în defavoarea ei? Câte ajutoare primesc familiile care își doresc să aibă copii astăzi? Mara Clark se arată deosebit de mulțumită pentru acest demers al Belgiei oferit femeilor din Polonia. Suntem încântați să vedem că prietenii noștri din Belgia întind o mână peste graniță pentru a ajuta oamenii forțați de guverne punitive să călătorească pentru a face avort, a spus Mara, fondatoarea organizației Abortion Support Network.
Cu toate că situația persoanelor care au nevoie de avort în Polonia a fost gravă încă din 1990, hotărârea pronunțată în octombrie 2020 și publicată în ianuarie 2021 a înrăutățit lucrurile. Numărul de persoane care au nevoie de sprijinul nostru s-a dublat și suntem recunoscători pentru acest sprijin și sperăm că alte țări vor urma exemplul Belgiei, a adăugat ea. Sarah Shields, ministru belgian pentru egalitatea de gen, a spus că ea și ministrul sănătății au luat decizia de a transmite un semnal puternic despre necesitatea respectării drepturilor femeilor în Polonia. Subvenția pe care o oferă va acoperi costurile avortului într-o altă țară europeană pentru femeile care nu își pot permite acest lucru, a spus ea. Vreau să-ți pun o întrebare. Cât de moral biblic vorbind este să încurajezi și să-i ajuți pe oameni prin subvenții pentru a face avort? În mijlocul controverselor privind interzicerea aproape totală a avortului, Biserica Catolică din Polonia a fost și încă este printre principalele ținte ale protestelor. Multe lăcașe de cult au fost marcate încă de la debutul legii anti-avort cu inscripții care acuză Biserica Catolică de promovarea iadului femeilor, iar numeroși protestatari au demonstrat cu pancarte și au lansat apeluri anticlericale. În unele locuri, liturghiile duminicale au fost întrerupte de activiști care au pătruns în biserici, situație fără precedent în istoria modernă a țării, imaginile viralizându-se pe social media. Întrebarea este cât de mult trebuie să se implice biserica în astfel de subiecte? Cum trebuie să simțim, cum trebuie să gândim un astfel de subiect când suntem creștini practicanți? Vă reamintesc că în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu, conectat prin Skype, se află pastorul Ovidiu Băluță. Așadar, iată, reținem ce s-a întâmplat în Irlanda, acum suntem însă în Polonia, o Polonie care, iată, dă interdicție la avort, iar Biserica Catolică este cumva responsabilă. De ce a ajuns Biserica Catolică considerată de populație, de o parte din populație, desigur, vinovată, responsabilă? Aversiunea este îndreptățită, întrucât Biserica Catolică a ținut să reitereze din nou și din nou poziția anti-avort. Avortul fiind un păcat, este o crimă, este luarea vieții și Biserica Catolică nu a făcut rabat de la a-și evidenția punctul de vedere. Când am spus că este îndreptățită, m-am referit doar la acest aspect. Da, Biserica Catolică, ori de câte ori a avut ocazia, ori de câte ori a punctat acest aspect atât prin declarații oficiale, cât și prin interacțiunea cu credincioșii, și-a menținut și își menține în continuare acest principiu. Pe de altă parte, este îndreptățită și o altă întrebare. Cine sunt persoanele? Cine sunt femeile? Ce categorie de femei sunt acelea care vociferează și care apelează, care au nevoie de un astfel de demers, de serviciile medicale pentru a face o întrerupere de sarcină? Care este profilul lor? Ele sunt practicante a religiei catolice din Polonia? Ele sunt persoane credincioase sau sunt persoane care fac parte mai degrabă din acest val al lumii seculare? O lume care gândește că omul este până la urmă cel care decide, este cel care are libertatea și are puterea de a-și exprima voința cu privire la sine și, dacă vorbim despre avort, cu privire la fătul care are această condamnare de a îi fi oprită viața. Și s-ar putea să avem un răspuns în faptul că persoanele care apelează la aceste servicii, la acest demers, sunt persoane care nu au o inclinație morală creștină.
nu au treabă cu acest aspect. Ba, chiar cred că dacă ar fi să cuplesc un subiect care a mai fost abordat într-o emisiune trecută, ar putea face mai degrabă parte din categoria persoanelor care nici măcar nu militează pentru familie. Pentru că atunci când iei decizia de a face un avort și ești în cadrul unei familii, subiectul acesta este mult mai greoi. Dar atunci când ești pe cont propriu, când, eu știu din ce motiv s-a ajuns la o sarcină, și când nu ai o asistare, nu ai un partener, nu ai pe cineva cu care să hotărăști viitorul, e foarte ușor să ajungi la o astfel de decizie. Și da, poate că Irlanda deschide porțile, Polonia închide porțile, pare intransigentă, Belgia vine și mediază. Până la urmă, cred că și statul polonez, dincolo de religie, este interesat în a-și dezvolta zestrea demografică. Pentru că dacă se scapă subiectul acesta, excluzând aspectul religios, doar din punct de vedere politic, din punct de vedere al demografiei unei națiuni, sigur că da, o națiune sănătoasă este o națiune unde natalitatea este pe plus, nu unde se încurajează legislativ întreruperea sarcinii și, practic, scăderea numărului de nou născuți și scăderea cetățenilor care se vor putea naște în viitor. Ovidiu Măluță, suntem acum cu știrea noastră în Polonia și spuneam cumva că Biserica Catolică este incriminată. Cum trebuie să gândească, să acționeze, când, cum, ce trebuie să facă o biserică atunci când se confruntă cu un asemenea subiect, astfel încât să fie eficientă, nu? Pentru că biserica este pro-viață, Biblia este pro-viață. Cu toate acestea, treaba statului este să dea legi. Cât se amestecă biserica astfel încât, iată, să ajungă să fie considerată vinovată, cum este în Polonia? Sau parte din problema? Problema este foarte delicată. Foarte delicată. Toate chestiunile care țin de partea aceasta etică, dilemele etice. Acum, biserica creștină care formează moralitatea țării sau care a avut un impact asupra acestei moralități a unei țări, a unei națiuni, a unui continent, este normal și avem cumva lăsat prin moștenirea creștinismului această datorie de a indica în momentul unei crize etice, de a indica care este drumul potrivit cu voia lui Dumnezeu. Dacă noi toți suntem credincioși și suntem copii ai lui Dumnezeu și avem aceeași carte de căpătâi pe care o numim Sfânta Scriptură, este normal ca într-un moment de criză etică biserica să intervină și să vorbească. Este de așteptat să facă lucrul acesta. Însă aș trece acest demers al bisericii în zona educației mai degrabă și mai puțin în zona implicării cumva în sfera legislativă. Cred că atunci când biserica își depășește zona educației și intră cumva pe tărâmul legislativ ca să implementeze legi sau să-și exercite influențele sale, puterile sale pentru a da legi, chiar fiind poate legi bune, nu comentăm, să zic, subiectul acesta. Cred că aici își depășește atribuțiunile și s-ar putea să apară situații ca cea din Polonia în care oamenii ies și nu strigă neapărat împotriva celor care au format aparatul legislativ, ci mai degrabă împotriva bisericii, pentru că ei probabil cunosc că biserica și-a depășit, să zic, sfera de activitate. Însă, repet, biserica în astfel de momente trebuie să se ridice și să reafirme valorile și să educe populația eventual până să apară criza. Avem nevoie de educație morală, religioasă, din ce în ce mai mult. Avem nevoie de voci clare care să traseze în lumea aceasta atât de tulbure și atât de confuză, să traseze care sunt valorile clare, creștine, valorile relevante pentru societatea noastră. Dacă biserica își va face lucrul acesta cu desăvârșire, atunci n-ar mai fi probabil problemele etice. Dar chiar și atunci când apar, biserica trebuie să revină și să învețe populația care este calea Domnului. Aici cred că s-ar limita, să zic, influența ei și cred că ar fi cel mai înțelept lucru. Dacă depășește zona aceasta, s-ar putea să nu iasă lucrurile tocmai bune. Vă propun să mergem în Spania, să vedem ce se întâmplă în Spania. Ne conectăm cu pastorul Cristian Dobre. În Spania, 86% dintre avorturi sunt făcute în clinici private,
Atenție, din cauza obiecției de conștiință a medicilor din rețeaua publică. Vă spun un bun venit, pastore. Bine v-am găsit. Sunteți cu noi. Mă bucur că vă pot saluta. Care este situația în Spania? Cum se trăiesc controversele legate de acest subiect? Cum se poziționează bisericile? Care este influența pe care ele o exercită în Spania? Am ascultat cu atenție intervențiile persoanelor dinainte și situația este cam aceeași peste tot. Și în Spania se întâmplă același lucru. Pare că biserica se implică destul de mult, în special biserica catolică, bisericile protestante, evanghelice, nu au o voce comună în privința aceasta. De exemplu, aseară s-au terminat cele 40 de zile de rugăciune pentru viață, spun biserica catolică în Spania, care constă în poziționarea mai multor voluntari în fața clinicilor care realizează avorturi, ca să încerce să convingă pe femeile care vin la clinică să renunțe la ideea de a avorta. Cu un rosariu în mână, rugându-se la Fecioara Maria, rugându-se pentru sufletele lor, pentru medici, să dea înapoi, să nu realizeze avortul și așa mai departe. Asta, sumat la chestiunea obiecțiilor de conștiință, face ca multe femei să trebuiască să apeleze la clinici particulare. Asta ne amintește de vremea dictaturii lui Franco, când femeile trebuia să meargă în Franța ca să avorteze. Totuși, aș face o lectură puțin diferită a implicării bisericii catolice în politică, pentru că aici, în Spania, cel puțin, de câte ori se schimbă guvernul și se schimbă și culoarea politică, dacă este de dreapta sau de stânga, se schimbă și legile cu privire la avort. S-au schimbat de câteva ori în democrație, de fiecare dată când s-a trecut de la stânga la dreapta, s-au schimbat și legile. Dar nu o văd neapărat ca o implicare a Bisericii Catolice, cât ca o încercare de a câștiga voturi. Când nu ai probleme reale, soluții reale la problemele reale ale cetățenilor, creezi controverse artificiale. Și se schimbă de obicei legea educației, adică să introducă religie sau să introducă educație cetățenească cu drepturile homosexualilor și mai departe, să dea voie fetelor de 16-17 ani să avorteze fără consimțământul părinților sau nu, chestiuni care nu reprezintă neapărat o dispută, o controversă la nivel de stradă, ci sunt controverse artificiale pentru a câștiga voturi. Și în Parlament sunt discuții foarte aprinse pe tema aceasta, cum să spun, spectacole de prost gust, în care se jignesc. În ultima discuție în Parlament, un parlamentar de dreapta a făcut o vrăjitoare pe o deputată a Partidului Socialist. S-a întrerupt sesiunea. Nu este ceva ce se pune multă pasiune negativă așa când apar astfel de subiecte controversate, rămânând totuși în zona lumii religioase. Desigur, atunci când noi am povestit despre Polonia și Biserica Catolică din Polonia, este pentru că presa a scos în evidență acest aspect. Se pare că în Spania este cu totul altceva, desigur, influențele sunt diferite, chiar dacă vorbim despre Biserica Catolică, o biserică atât de puternică. Totuși, lăsând la o parte culorile confesionale, în acest subiect atât de delicat, cum se poziționează creștinul, și aceasta aș vrea să rămânem cumva ca și concluzie, și biserica, cum ar trebui să se poziționeze? Avem un răspuns la cea mai delicată problemă. Da. Pro-viață. Sunt de acord cu interlocutorul dinaintea mea, și anume că biserica trebuie să facă educație. Rolul bisericii a fost întotdeauna să facă educație. Problema a apărut când biserica a avut un cuvânt de spus în politică. Locul bisericii nu este în politică.
Avem dreptul să ne manifestăm, avem dreptul să spunem lumii ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dar cel puțin noi, bisericile protestante, de-a lungul timpului istoric vorbind, am încercat să ne ferim de a intra în zona politică. Încercăm să educăm pe enuriașii noștri, încercăm să facem educația societății, dar nu să intrăm în sfera politică. Bisericile protestante și evanghelice în Spania se mențin destul de departe de sfera politică. Asta și pentru că au o putere destul de limitată în Spania, nu au o voce care să se audă prea puternic, dar poziția bisericilor evanghelice în general, a bisericilor protestante, este să se mențină la distanță. În cazul bisericii catolice sunt mișcări laice care apoi primesc aprobarea Vaticanului, cum a fost această campanie de 40 de zile pentru viață, pentru care Parlamentul acum încearcă să dea o lege ca să le interzică să se pună în fața femeilor care intră în clinici și să le presioneze în vreun fel sau altul. Dar nu am constanță de vreo presiune oficială din partea Vaticanului asupra vreunui guvern ca să dea o lege sau alta. În general sunt mișcări laice care primesc sau nu sprijinul bisericii. Da, însă, așa cum spuneam, în Spania, ca și particularitate, 86% dintre avorturi sunt făcute în clinicile private. Și asta din cauza obiecției de conștiință a medicilor. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu Băluță, în câteva secunde, care este concluzia din punctul tău de vedere, apoi dau cuvântul pastorului Nicu Ionescu. Biserica trebuie să afirme ce afirmă Sfânta Scriptură, și anume că omul nenăscut, copilul nenăscut încă este un om viu, este considerat viață, om viu. De aceea a ucide o astfel de persoană, un om viu, înseamnă a încălca porunca foarte clară a Scripturii să nu ucizi. De asemenea, pentru că este vorba de viață și de ființă umană, Biblia spune și afirmă cu tărie că fiecare ființă umană are o valoare egală. Nu există unul mai important decât altul. De aceea Biserica Adventistă de ziua 7, în mod oficial, este împotriva avortului și susține și educă populația și pe credincioșii ei ca să păstreze viața și lucrul acesta să fie spre onoarea lui Dumnezeu. Pastore Nicu Ionescu, câteva secunde la dispoziție. Fără îndoială, atunci când biserica își face partea, cei care sunt atinși de educația aceasta biblică, morală, au binecuvântare în viață și vor lua decizii înțelepte. Dar să nu uităm că sunt o bună parte dintre membrii societății care nu au contact cu biserica și biserica trebuie să fie conștientă de faptul că nu poate avea un impact asupra tuturor și că până la urmă fiecare om va decide în dreptul lui. Dar cel puțin mărturia aceasta trebuie dată, poziția aceasta trebuie exprimată și oamenii trebuie încurajați să privească viața și să îi dea respectul cuvenit. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Aici se încheie emisiunea. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!